Bun. Hop. Deci ABCD, da? A, B, C, D, paralelogram. Și am descris ce înseamnă un paralelogram. Da. Ia să urmărim un pic, să discutăm așa. Deci, vezi, problema, am deschis cuvântul paralelogram. În mintea ta, Ioana, imediat acum se declanșează, să spunem, noțiunea asta de paralelogram, ce spune? Trebuie să-ți apară în minte figura. Da. Da. Cu laturile, care e definiția paralelogramului? Este patru lateruri cu laturile opuse, paralele două. Da. Paralele două câte două. Ei, și tot așa de bine niște proprietăți echivalente. Hai să vedem, înainte de a vedea, de a da drumul la lecție, nu știu ce urmează, dar eu așa aș gândi. Laturile paralele două câte două sunt și egale. Deci, laturile, o primă proprietate, laturile opuse sunt și egale. Da. Așa. Unghiurile alăturate sunt suplimentare. Adică unghiile alăturate unei laturi. Unei laturi, da. Adică ce înseamnă, arată pe figura ta așa? Adică unghiul D cu unghiul C. C fac împreună 180 de grade, da? Da. Alte proprietăți. Unghiurile împreună au 360 de grade. Sigur că da, în orice patru latere fac 360 de grade. Dar diagonalele se înjumătățesc. Foarte bine, diagonalele se înjumătățesc. Și unghiurile opuse sunt congruente. Sunt congruente, foarte importantă și este, nu? Da. Deci, când ai zis paralelogram, imediat asta trebuie să apară. Laturile opuse sunt paralele două câte două. Dar echivalente la definiția asta, proprietăți echivalente, adică în loc de definiție, apar o serie de alte proprietăți și definiții echivalente, aș zice mai precis. Da. Anume, dacă ai două laturi, doar două laturi opuse, congruente și paralele, atunci ăla e paralelogram. Da. Dacă ai laturile la diagonale se înjumătățesc, iar și paralelogram. Dacă ți se întâmplă ca să ai tu din alte motive unghiurile alăturate fiecărei laturi, acolo fac în suplimentare, iar e paralelogram. Dacă ai că unghiurile opuse sunt congruente, iar e paralelogram. Deci înlocuiesc definiția. Cu alte cuvinte, în loc de definiția și laturile opuse paralele de ocă de ocă, deci dacă ți dă cineva să arăți că o figură e paralelogram, tu ai la îndemână definiția. Da. Și, pe urmă ai și proprietățile echivalente ale definiției respective. Deci în loc de laturile opuse paralele de ocă de două, ai zis că două sunt paralele și acele două sunt și congruente. Și atunci e paralelogram. Nu te mai străduiești să arăți paralelismul acela dintre niște motive numai de tine știute. Deci când s-a deschis cuvântul paralelogram, asta trebuie să... În concluzie, ce trebuie să arătăm? Dă drum la film. Cizați laturile și unghiurile opuse ale acestui patru later, precum și unghiurile alăturate. Demonstrați că ori care două unghiuri alăturate sunt suplimentare. Așa, deci mai este amic. Care e prima întrebare? Asta. Demonstrați că... E singura întrebare, o singură. Da, demonstrați că oricare dintre două unghiuri alăturate sunt suplimentare. Da. Eu cred că trebuie să desemnăm mai întâi un paralelogram, Mati. Da, dar este foarte făcut. Păi, desenăm și noi, știu și noi să-l desenăm un paralelogram, da? Are laturile opuse paralele două. Asta e definiția. Deci paralelogramul este patru lateruri și are laturile opuse paralele două câte două. Da? Două câte două. Și acum autorul ne ajută ca să și notăm. A, B cu C, D. Deci A, B paralel cu C, D, da? A, B, C, D. Iată așa am lăsat. A, B paralel cu C, D. Și că B, C cu A, D. B, C cu A, D. Ne spune exact cum să notăm.
Iar acest intensitate cu BD, AC, cum se numesc AC și BD? Care AC și BD ăsta se numesc drepte. Diagonale, mă. Diagonale. Deci AC și BD se numesc diagonalele panografului. Vă mai amintiți că într-una din zile am vorbit noi de panogram? Da. Da. Și ce am dat? Definiția panogramului. Definiție. Da? Da. Este patru lateruri. Convexe paralele. Latul convex, convex. Concav, da, și concav. Nu? Și concav nu găsesc. Ba da, cum? Nu mai concav, nu convex. Ba da, convex e la cu măsura unghiilor 360 grade și am muncit noi și am făcut. Așa. Deci patrulaterul convex. Vex. E la cu 360 grade. Latul le-a opus e paralel două câte două. Da. Așa, vex. Dar concav nu. Ne ieși tu. Patrulaterul concav și a zis că are... No, am vorbit de patru latere concave și convexe, da. Dar paralelogramul nu poate fi un patru later concav. Concav. Da, dar patru laterul a zis că e concav și l-ați făcut de semnul cum le-ați arătat. Așa, așa. Am și le-ați dat o altă definiție. Am înțeles, da. Dar hai să ne întoarcem. Nu știu, problema. În lecția trecută am vorbit, nu lecția asta, parcă mai în urmă, de paralelogram. Și am zis că patul laterul cu două laturi, cu laturile opuse paralele de două câte de două. Asta era definiția. Da. Și am găsit noi o serie de consecințe acolo. Consecința 1, consecința 2. Mi-aduc aminte de un problem. Dar eu scriam la tablă și ei au scris pe caiet. Chiar eu v-am scris. Una de trei. Nu a fost atent, înseamnă că voi două trebuie să aveți pe caiet. Una de trei. Mai n-am fost. N-ai fost, domnule, asta are. Apoi eu. Una dintre consecințe spune așa, că suma unghiurilor alăturate unei laturi e totdeauna de 180. Una dintre ele. Exact problema de aici. Ca oricare. Da. Suma unghiurilor alăturate unei laturi, da, este egal cu 180. Asta e problema noastră, nu? Da. Adică trebuie să arătăm fie că A plus D, măsura A plus măsura de fapt 180, fie B A cu B, fie B cu C, fie D cu C, da? Oricare de la. Deci noi trebuie să arătăm așa, măsura lui, hai să ne luăm așa, măsura lui A, A, B, plus măsura lui B, sau lui D deocamdată, hai să zicem, lui D, să arătăm egal cu 180 de grade. Adică am vorbit de unghiurile alăturate laturii A, B, A, D, da? A plus D se fac 180 grade. Da, asta ne cere la... Asta ce da? Problemă. Și mai avem și de liceu. Mai sunt puncte, da? Da. Dar una din întrebări asta este. Da. Păi să luăm de unghiurile... ...laturile și unghiurile opuse ale acestui patru latere, precum și unghiurile alăturate. Demonstrați că oricare două unghiuri alăturate sunt suplimentare. Păi da, acestea 180. Da. Da, sunt suplimentare. Ia, mi-a venit la remarcă că mai fi întrebări în față. Sunt două unghiurile ACB și ACD. ACB și ACD. Avem latura comună AC, avem asta, avem AB paralelă cu DC. AB paralelă cu DC, da. Ia, dacă tu ai o idee, cum crezi că ar trebui arătat? Că păi... unghiul A și cu unghiul D fac 180 grade. Mă gândeam să intrăm între unghiuri, între unghiul D, O, C și între unghiul A, O, B. D, O, C și A, O, B. Acolo te gândești să intri la aceste două triunghiuri. Ce poți să spui de cele două triunghiuri? D, O, C și A, O, B. Că sunt congruente. Din ce motiv sunt congruente cele două triunghiuri? Păi sunt opuse la vârf și au unghiuri opuse puse la vârf. Pe unghiul AOB, citește-l tu. Unghiul AOB e opus la vârf cu unghiul de ocă. Da. Și AO egal cu OC și BO egal cu OD. Așa, de acord. Și deci, conform cazului de congruență, ce caz?
latură unghi-latură. Triunghiile acestea sunt congruente, da? Da? Sunt congruente. La ce te-ar ajuta? Odată ce sunt congruente, toate elementele sunt congruente în continuare. Da. Din congruența triunghiului acestora și celelalte trei elemente. Că știi, sunt șase elemente într-un triunghi. Da. Trei laturi și trei unghiuri. Noi trei elemente le-am folosit. Adică două laturi și unghiuri dintre ele. Da. Ar rezulta că cea de-a treia latură a B cu D, C sunt congruente, da. Nu? Și că unghiul citește ce unghi din la un triunghi cu alt unghi la celălalt triunghi. AOD cu BOC. AOB și cu DOC, acestea ne-au folosit. Da. Am folosit că au fost opuse. Dar acum celelalte două unghiuri, e vorba de un unghi din triunghiul AOB, un alt unghi din triunghiul AOB. Am. Prin trei litere îl citim? A-B-O. A-B-O, da. Cu care din triunghiul celălalt? Cu C-O-D. Cu C? Nu, C-D-O. C-D-O, așa. Din ce motiv? A-O, A-B-O privește spre A-O. Da. A-O e congruent cu latura O-C. Iar spre O-C privește din triunghiul celălalt unghiul din D. Adică O-D-C. Da. Deci, vezi, din cauza că ai triunghiurile congruente, în triunghiuri congruente, la laturi congruente privesc unghiuri congruente și invers. Da. La unghiuri congruente privesc, se opun laturi congruente. În concluzie, dacă noi facem toată chestia asta, ajungi tu la tot unghiul din A și tot unghiul din D, îți folosește ceva la ceva? Aflăm că unghiul ăsta e congruent cu ăsta. Adică tu arată-mi încă o dată acolo care unghi. Ăsta. Citește. B-A-O. B-A-O. Și C-D-O sunt congruente. C-D-O nu prea cred. Pentru că A, B-A-O privește spre cine B-A-O? Spre O-B. O-B. O-B cu cine e congruent din celălalt unghi? Cu O-D. Cu O-D. Și spre O-D cine se uită? Ce unghi se uită spre O-D? O-C-D. OCD, e altceva. Deci, vezi, tu ai încercat să te duci să completezi unghiul ăsta, even cu altul ăsta și nu știu ce, să cazi acolo și te duci ca unghiul într-un triunghi. Acum simți că nu-ți folosește? Da. Tu încerci să faci problema acum, Ioana, fără să ții cont de ipoteză. Noi avem doar că A, B e paralel cu DC și nu degeaba. Da. Nu degeaba. E foarte important că AB e paralel cu DC. Dacă nu folosim paralelismul, ne ducem în zadar, da, prin problemă. Păi avem AB paralel cu DC și secanta DB sau secanta AC. Deci AB paralel cu DC și secanta care? BD. BD, o secantă. O altă secantă ai spus-o? AC. AC, da. Și ar însemna că dacă AB e paralel cu DC și DB e secantă, unghiul ăsta e egal cu... La citește prin litere, că prietenă. Unghiul ABO e egal cu... e congruent cu unghiul ODC. ODC sau BDC, ca să ne zicem așa, BDC, ca fiind ce fel de unghiul? Alterne interne. Alterne interne, de acord cu asta. Deci vezi, te duci la unghiul acela care ieșea și din congruența triunghiului dinainte, da, aceeași poveste. Altceva. Noi ce folosim, ce paralelism? AB paralel cu DC, nu? Asta am zis. Da. AB paralel cu DC și există secanta DB. Și secanta DB, de acord. Și AC este o altă secantă. Dar mai este o altă secantă pe care trebuie să o vezi, foarte important. AD poate să fie o secantă. Da. AD. Și dragă Ioana, acum e momentul foarte tare. Dacă AB e paralel cu DC, dacă AB e paralel cu DC și aceasta e secantă și am prelungit eu mai mult, pică ețelul tău, tu ai putut-o prelungi și atunci pentru AB și DC secantă și aceasta AD fiind ce? Secantă. Ce fel de unghi este C, D,
A cu, D. Cu D, A, A, B. Cum sunt acestea? Sunt unghi? Corespondente. Așa, deci sunt unghiuri cu care sunt corespondente. Deci ele între ele n-ar fi. C, D, A și cu B, A, M. Oleaca. Da. Da, acele sunt corespondențe. Deci unghiul de aici, din D, C, D, A și cu B, A, M, cum ai notat un pic mai sus, sunt corespondente și se corespund de aceeași parte a secantei. Și atunci unghiul ăsta de aici, dacă ai ceva de scris, marchează-l cu ceva ca să vadă toată lumea. Unghiul acela și cu unghiul acela de sus, deasupra, sunt unghiuri, cum spuneam, corespondente. Corespondente. Da? Ei, continuă tu mai departe acum. Că noi trebuie să arătăm ăsta și cu vecinul lui, cu tot ăsta, că fac 180 grade. Pune 1 și 1 sus. 1 și 1 sus acolo, așa. Și 2 pune la unghiul care ne interesează, celălalt, 2. Păi putem să facem același lucru, doar că aici, cu secanta BC. Da, dar nu uita problema, ce-ți cere? În final, să arăți că 1 și cu 2, 1 și cu 2, asta cere autorul, să facă 180 grade. Da, dar 1 și cu 2 aici nu fac 180, că sunt în prelungire, asta e dreaptă în prelungire. Și de o parte a unei drepte, nu? Aici, cât fac aici? Este un unghi alungit asta. Da. Și unghi alungit. Cât are unghiul ăsta? D, A, M. D, A, M. 180. 180 grade, și gata, e problema. Da? D, A, M. Da. E alungit. Deci, foarte frumoasă problema. Deci, asta și cu asta sunt paralele. Asta e secantă. Și atunci, unghiul de aici și cu unghiul deasupra de acolo sunt corespondente. Da.